Unii oameni vin la consultație pentru că au prieteni care au reușit să slăbească fără dietă, sau pentru că au cunoștințe, sau au auzit de persoane care au trecut prin chimioradioterapie absolut impecabil, sau pentru că au auzit de mame care, pe parcursul sarcinii, au luat în greutate, adecvat sarcinii, dar nu s-au îngrășat. Și lucrurile astea sună de bine și vor și ei. Și este adevărat că printr-un plan de alimentație gândit special pentru tine, ai ocazia să poți obține ce vrei. Însă, nutriția este un comportament și este un comportament care se schimbă deliberat. Iar de cele mai multe ori, Lipsa informației este o problemă mult mai mică decât lipsa consecvenței. Este esențial, înainte să te apuci, sau dacă te-ai apucat și nu ți-a ieșit, înainte să te reapuci, să te întrebi: Tu crezi că poți?